Premierul Dacian Cioloș a declarat marți seară că vor fi modificate mai multe acte normative, urmând să fie emise ordine de ministru și hotărâri de guvern care să vizeze partea de teste pe infecții nosocomiale, dar și procedura de achiziție a biocidelor, anunță Mediafax. Șeful executivului a mai anunțat că guvernul va clarifica și procedura de achiziție a biocidelor. Vom aduce clarificări în privința procedurii de achiziție a biocidelor, astfel încât să ne asigurăm că în toate spitalele, chiar dacă contractele se fac la nivelul spitalelor, să ne asigurăm că sunt respectate aceleași proceduri și aceleași standarde în privința produselor respective, a completat premierul. Acesta a mai precizat că, după finalizarea controalelor pe produsele Hexi Pharma, vor avea loc teste încrucișate de sanitație în spitale, în prima fază urmând ca verificările să vizeze secțiile cu riscul cel mai mare de infecții nosocomiale. Dacian Cioloș a preluat interimar luni conducerea Ministerului Sănătății după ce Patriciu Achimaș Cadariu și-a anunțat demisia.